Tot mai mulți pacienți cu AVC sunt salvați de medici doar pe parcursul unui an, timpul de intervenție de la apariția primelor simptome ale unui accident vascular cerebral s-a redus de 2 ori, de la 905 minute la 423 de minute. Această reușită a fost posibilă datorită deschiderii a 13 centre specializate pentru tratamentul AVC-ului în întreaga țară. Cu toate acestea, medicii susțin că primul ajutor trebuie acordat în cel mult 4,5 ore, adică 270 de minute, de la apariția primelor simptome. Pentru a atinge acest obiectiv, pe 29 octombrie, Ministerul Sănătății a lansat o campanie de informare a populației. В Молдове ежегодно около 8 тысяч людей становятся жертвами инсульта. Из них 13% – это работоспособное население. По данным Всемирной организации здравоохранения, если тенденция сохранится и не будут приняты необходимые меры, то к 2030 году инсульт станет самой распространенной причиной смерти людей. Claudia Olenic, la ei săi 72 de ani, nu a avut probleme mari de sănătate. Femeia spune că nu s-a plâns niciodată de starea sa de sănătate, dar totuși a suferit un AVC. 23 octombrie, я чувствовала себе очень хорошо. И погуляла на улице, посидела на свежем воздухе. Но ночью у меня что-то почувствовала, что у меня голова прямо кружится и руки не слушаются. И вроде немножко отнимается речь. Посидела немножко, вроде нормально, уже и речь все. Но внезапно, знаете, толчок такой, и у меня речь совсем отнялась. Rudele femeii au reacționat prompt și au chemat ambulanța. Ea a fost transportată la Institutul de Medicină Urgentă, unde medicii i-au acordat ajutor în timp util. Это очень важно. Я уже обратилась к людям, чтобы быстро вызвать скорую, быстро, потому что не терять время. Если время потеряешь, уже все. В течение где-то 4 часов. Надо обязательно. А я, да, я просто успела. Успели. Да. И благодаря врачам вот так вот. Они быстро, оперативно все. Это быстро все делали. Acum femeia poate vorbi și își poate mișca mâinile și picioarele. Medicii promit că în curând se va simți și mai bine. Elizaveta Pahom, o altă pacientă de la Spitalul de Urgență, a reacționat chiar și mai rapid. Primul AVC l-a suferit în aprilie anul acesta, iar al doilea în octombrie. Datorită reacției prompte, deja a doua zi, femeia se simțea complet sănătoasă și acum se află sub supravegherea medicilor. Și că pe 26 mai în octombrie, duminică, cum am stat la televizor, seara, la ora 9, de-am să mă culc, a început să-mi și rău, a început vorbirea, a început mâna dreaptă, chișorul drept, că să nu pot de-am să calc, să mâna să înțepine. Și când am văzut că ăsta e cazul de azi, de azi primăvară. Și am venit iar la salvare, n-am vrut în altă parte, aici am venit. Și m-a ajutat iară din nou. Pentru a reduce la minimum timpul de reacție la primele semne de AVC, Ministerul Sănătății a lansat un spot informativ. Locuitorii capitalei spun însă că sunt suficient de bine informați și că pot recunoaște simptomele AVC-ului și știu cum să acționeze în astfel de situații. Accidentul vascular cerebral este o problemă gravă care apare brusc și afectează creierul. Semnele AVC sunt ușor de recunoscut. A. Asimetrie facială. V. Vorbire incoerentă. C. Căderea brațului. A. V. C. Dacă observi oricare dintre aceste 3 semne, sună imediat la serviciul de urgență 112. Poate să-și schimbi culoarea tenul pielii, de exemplu, poate să aibă amețeli un pic și un pic de așa, disconfort digestiv. Sunăm la 112 și spunem că omul, de exemplu, nu este într-o stare într-atât de bună și are nevoie de un ajutor. Primii semne, omul își pierde cunoștința, el are amețeli, nu poate vorbi, nu poate discuta și trebuie de dat o mână de ajutor. Не может разговаривать или открывает рот, но не может ничего сказать, или же
руками не двигает или ногами не двигает, допустим. Я в любом случае вызову скорую, дальше они разберутся. Diana Manea, directorul Institutului de Medicină Urgentă, consideră totuși că majoritatea pacienților nu reușesc să se încadreze în acele 4 ore de la apariția primelor simptome ale unui AVC. Încă nu avem așa o atingere a țintei. Deci dacă vorbim că s-au făcut 105 trombextracții și 140 de trombolize, deci iată, vedeți, acești pacienți nu mai au ajuns în fereastra terapeutică. Deci este puțin. Din aproape 2000 de pacienți, cam 10%, să spunem, dar asta este puțin. Deci atunci când vom ajunge la 50%, 60% pacienții să ajungă în fereastra terapeutică, atunci vom vorbi de eficiența tratamentului pe întreg teritoriu. Ministra Sănătății, Alan Nemerenco, a explicat că în prezent în toate regiunile țării există centre specializate unde oamenii pot primi ajutor la timp, iar pentru a reduce mortalitatea este nevoie ca cetățenii să fie mai bine informați. Noi lansăm campania națională de informare privind simptomele accidentului vascular cerebral. Deoarece Republica Moldova se află în primele 10 locuri în lume în ceea ce privește incidența AVC, sau cazurile primare de AVC, iar mortalitatea provocată de această afecțiune este de 3-4 ori mai mare decât în statele Uniunii Europene, 2 ani și ceva în urmă am decis la minister să stăvilim această epidemie prin acțiuni foarte concrete, strategice. Ministerul Sănătății își propune ca până în 2030 să reducă cu 10% numărul cazurilor de accident vascular cerebral și să reușească să acorde asistență medicală necesară în 90% dintre cazuri.